Un piteștean și-a cumpărat casă cu schelet sub ea. Habar nu avea noul proprietar peste ce urma să dea când a demarat lucrările de refacere. Sub podeaua de la bucătărie erau îngropate niște oseminte. Da, cine a găsit? Cu ea închiriată. Aveați muncitori ai... A, ați închiriat. Da. Și ei ce făceau? Făceau săpături acolo? Ce? Nu, vreau să fac un bar. Și ce au găsit? Boase, cadavre, nu știu. Nu, cadavre? Nu, unul singur. Nu ne-a speriat, el m-a anunțat pe mine și eu m-am anunțat poliția. Din primele declarații reiese că descoperirea a fost făcută de muncitorii care lucrau la renovare. De teamă, oamenii au astupat oasele la loc. Cei care efectuau această lucrare au găsit niște oseminte. Acum, în ce zonă? Sub pardoseala de la bucătărie. S-au oprit, s-au speriat, au astupat cu pământ și au plecat. Abia ulterior ne-a comunicat proprietarul ce s-a întâmplat. Resturile de oseminte au fost dezgropate de polițiști argeșeni și trimise la Institutul Național de Medicină Legală, unde se va stabili dacă sunt de natură umană.